O, bine ați venit, bine ați venit! Bună seara, bine ați seara. Venit! Pentru înscriere, nu? Pentru înscriere. Înscriere? Da. Da, da. Bun, bun. De la ce club sunteți? Cum adică ce club? De la ce club? Adică de unde sunteți? Păi ia, eu sunt de aici, din Nifon. A, de la Nifon, da, a, Nifon. Bine, bine de tot. Aveți club la club nou la Nifon, să înțeleg. Da, foarte bine, mă bucur, îmi place. Și cămin cultural. A, foarte bine, foarte bine. Bun, și cum se numește? Ce? A, clubul C din Nifon. Super, scurt, la obie asta, îmi place. Clubul C din Nifon. Asta, da. Îmi place. Bun. Intrați la toate probele, nu? Toate probele. Avem regularitate, avem alpinism, avem orientare, avem cross, ha? Înțelegeți? A, înțeleg, da, înțeleg. Da, foarte bine. Dar mici aveți? Mici? Mici, mici. Da, mici, am mici. Înțeles, mici, dar am înțeles de care mici, dar cred că nu ați înțeles despre ce e vorba. Nu, nu, n-ați înțeles, probabil nu m-am făcut eu bine înțeles. Aici este un concurs. Un concurs, o competiție. E o federație. Avem probe sportive. Alpinism, regularitate, orientare, cross. Înțelegeți? Înțeleg, înțeleg. Foarte bine. Înțeleg, dar la ciorbă de burtă aveți? Domnule. Domnule. Cred că nu, totuși nu ne înțelegem. Și e de datoria mea să mai explic o dată. Și mai explic o dată. Aici este o competiție. Este o federație. Avem probe sportive. Probe sportive. Avem alpinism, cățărare, cățără pe stâncă. Avem orientare, te orientezi cu busola prin pădure. Avem cross, alergi, trebuie să fii iute. Să fii... Ia! Un ardei iute la ciorba aia de burtă. Domnule, mă scoți din pepen. Aveți pepen? Sunt organizator. Sunt foarte cald. Sunt foarte amabil. Sunt cel mai calm om din lume. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Sunt relaxat. Domnule! Eu mai explic pentru ultima dată. Aici e concurs. Competiții. Federație. Avem probe sportive. Avem alpinism. Cățărbă stâncă. Avem orientare cu busola prin pădure. Avem cross. Alergi. Și n-avem mici. N-avem ciorbă de burtă. N-aveți ardei. Să ia dracu de ardei. N-avem ardei. N-avem. Înțelegi? Înțeleg, domnule, înțeleg. Dar ce te enervezi așa? Nu știu. N-am văzut. Ce te enervezi pentru... Uite, mai am o întrebare. Ce, mă? De ce trebuie eu să mă înscriu la concurs? Așa? Dacă vreau să beau un rachiu. Un rachiu? Păi da. Cum adică un rachiu? Păi da, că am muncit toată ziua. Am tăiat lemne aici în pădure. Sunt obosit. Am zis, dacă tot trec aici pe la terasa unui neapandere, să beau și un rachiu, că tot sunt în zonă. Și am zis că dacă am văzut așa lume multe, zic, băi, poate pică o ciorbă de burtă, poate pică și un mic, de ce nu pice, poate pică și o fasole. A, fasolea ți-o dau eu, bătută!